Val de proteste în mai multe penitenciare din România. Sute de deținuți au refuzat hrana, arătându-și astfel nemulțumirea față de lipsurile din sistem. Protestele au început după ce la Iași deținuții au incendiat o celulă, nemulțumiți de condițiile de detenție. Avocatul poporului s-a autosesizat și efectuează o anchetă în acest caz. În semn de protest față de condițiile de detenție, mâncarea proastă și, spun ei, relele tratamente aplicate de către angajații unității, mai mulți deținuți s-au urcat pe un acoperiș din curtea penitenciarului Iași, iar ulterior unul dintre aceștia a incendiat o celulă. La protest s-au alăturat și rudele deținuților. Oamenii și-au confecționat pancarte prin care au cerut, printre altele, grațierea. Avocatul poporului, Victor Ciorbea, s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă cu privire la incidentele petrecute în penitenciarul Iași. Și la Botoșani, sute de deținuți au protestat în celulele de detenție. Aceștia au ieșit la geamuri, au scandat lozinci și au bătut în gratile de la ferestre, iar mai mulți deținuți au dat foc la haine pe care mai apoi le-au aruncat pe geam. Deținuții au continuat protestul și astăzi în curtea penitenciarului. La fel ca și în celelalte cazuri, persoanele închise la penitenciarul Botoșani s-au alăturat protestului, nemulțumiți fiind de condițiile de detenție. Acestea nu sunt cazuri izolate. Revolta a cuprins până acum alte 6 penitenciare. Deținuții și-au arătat solidaritatea față de colegii lor de suferință de la Iași și Botoșani, cei drept într-o altă formă, fără violență. Sute de deținuți au ales să intre în greva foamei în semn de protest. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de trai din penitenciare, de faptul că le sunt încălcate anumite drepturi, de mâncarea proastă și de supraaglomerare. În total, în 8 închisori, din 45 câte sunt la noi în țară, au avut loc proteste sub diferite forme, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Angajații acestora au purtat discuții colective și individuale cu protestatarii și au încercat să găsească soluții care să răspundă problemelor semnalate de deținuți. Ministrul Justiției, Raluca Prună, nu a comentat situația, a spus doar că reprezentanții ministerului lucrează la această situație.